În decursul zilei de azi, la sediul PMP Mehedinți, a avut loc o conferință de presă susținută de Ion Cupă, candidatul PMP la Camera Deputaților, alături de care au fost și ceilalți candidați la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie, unde au fost prezentate subiecte importante pentru România: eliminarea pensiilor speciale, diminuarea numărului de parlamentari, dar și dezvoltarea turismului în țara noastră. După cum știți, noi la nivel național, partidul nostru, Mișcarea Populară, are două inițiative legislative pentru care s-a bătut în mandatul trecut destul de mult, dar fără a reuși să le ducă la îndeplinire. Și anume, reducerea numărului de parlamentari la 300. Este un proiect legislativ al Partidului Mișcării Populare care este într-un sertar la Camera Deputaților, nu trebuie decât să fie pus pe ordinea de zi pentru a fi votat. Și de asemenea, un alt proiect de lege al Partidului Mișcarea Populară este acela cu pensiile speciale, cu eliminarea pensiilor speciale, și noi venim acum și solicităm acest lucru pentru pensiile speciale ale politicienilor. Pentru asta, noi, Partidul Mișcarea Populară, am făcut un pact pe care o să-l citesc și o să vi-l și pun la dispoziție după terminarea conferinței de presă, și anume: pact pentru reducerea la 300 a numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale. Partidul Mișcarea Populară propune candidaților care deschid listele celorlalte formațiuni politice din județ la alegerile parlamentare un pact pentru reducerea la 300 a numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale în perspectiva ciclului legislativ 2020-2024. Ținând cont de faptul că la referendumul din 2009, 83,81% dintre români s-au declarat de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane, având în vedere că, potrivit ultimei cercetări a BCS, 90% dintre români vor eliminarea pensiilor speciale și reducerea numărului de parlamentari la 300, luând în considerare faptul că toți politicienii le cer românilor să facă sacrificii pentru a trece prin criza pe care o traversăm, Partidul Mișcarea Populară cere clasei politice să dea un exemplu, să își reformeze instituțiile și să înceapă chiar cu micșorarea Parlamentului și cu eliminarea pensiilor speciale pentru politicieni. În acest sens, propunem candidaților celorlalte partide semnarea prezentului document, prin care viitorii parlamentari ai județului se angajează să susțină la nivel legislativ, dar și politic, în cadrul propriilor formațiuni, reducerea la 300 a numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale. Experiența trecută ne arată că bătălia politică la nivel local, exportată la București, și păstrarea parlamentarilor în zona de democrație politică au ținut județul și țara pe loc. Dacă toate partidele politice din județ își dau mâna, dacă parlamentarii realizează că sunt înainte de toate în slujba cetățenilor și semnează acest pact, pact pentru reducerea la 300 a numărului de parlamentari și eliminarea pensiilor speciale, acționând unitar la nivel parlamentar și politic, aceste proiecte mult dorite de români pot deveni realitate în următorul parlament. PMP lansează această invitație către toate partidele politice din județ și își exprimă speranța că în următorii 4 ani toți politicienii din județ vor acționa pentru binele comun al celor care îi trimit în Parlament. Așa cum a spus, acesta este pactul pe care noi l-am lansat la nivel național și în fiecare județ solicităm candidaților care deschid listele de la celelalte partide să semneze acest pact. Vreau să invit de asemenea candidații, de fapt, pentru Parlamentul României să se asocieze la două inițiative foarte importante pe care eu le-am licitat și în campania de la locale, dar acum în campanie de parlamentare cred că poate pot prinde contur și mai mult. Și anume, unu, știm că avem nevoie de dezvoltarea turismului și pentru asta eu am hotărât cu toți candidații de la
Partidul Mișcarea Populară din Mehedinți, ca în viitorul Parlament să susținem declararea județului Mehedinți ca zonă de interes turistic național pe întreg județul Mehedinți și îi invit pe toți parlamentarii sau candidații pentru Parlamentul României din Mehedinți să se asocieze la acest proiect și în mandatul care urmează, cei care vor intra în Parlament să aibă ca obiectiv acest lucru, pentru că este primul pas pentru atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea turismului. Și al doilea subiect și proiect foarte mare pe care eu l-am dezbătut în campania din locale și acum de asemenea pentru parlamentare, toți cei care vrem să mergem în Parlamentul României să plecăm de acum cu ideea clară că ne asociem pentru preluarea portului în administrația județului Mehedinți sau orașului Drobeta Turnu-Severin, depinde de condițiile necesare. Vă mulțumesc mult!